Doamnelor și domnilor, în această seară avem invitat o domnișoară foarte frumoasă pentru prima oară la platoul de vorbă cu artiștii. Este vorba de Maria Ionescu. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Și vreau să te prezinți în fața telespectatorilor tot numele tău întreg ca o adevărat artist. Bună seara, mă numesc Victoria Maria Ionescu. În vârstă de câte anișori? 13 ani. Și vreau să-mi spui despre activitatea ta, unde ai participat, ce premii importante ai câștigat, pentru că noi știm că ești foarte talentată și ai participat la concursuri naționale și internaționale și la televiziune. Da, așa este. Ultimul concurs a fost chiar acum în pandemie, la Prestissimo Music, unde am obținut premiul de excelență. A fost o experiență foarte frumoasă. Îmi pare rău că nu a fost live. Fizic, așa cum noi suntem obișnuiți ca și artiști să fim pe scenă. Vreau să te întreb ce genuri muzicale abordezi tu? Pop în cel mai mult, dar îmi place foarte mult și musicalul și îmi place și clasic. Și muzică clasică, pentru că tu ai voce deosebită, Victoria. Cum preferi să ți se spună? Victoria, pentru că ești victorioasă. Și în această seară ce ne vei interpreta? Din cerul ninge alb. Din cerul ninge alb. Doamna Mioara? Faptul că ea interpretează muzică ușoară, abordează, cum spuneai, și musicalul, muzica frumoasă, chiar muzica retro, pentru că ea a participat și la cabaret, la un spectacol foarte frumos, unde și tu, Gabriela, ai fost invitată. Și Victoria Maria Ionescu pot să spun că este, chiar dacă e mititică, este un interpret complex, pentru că în afară de faptul că știe să prezinte frumos, are atitudine scenică, este și comică, să știți, are niște piese comice frumoase pe care le interpretează ca o adevărată actriță. Maria, draga mea, Victoria Maria, pentru că ai un nume frumos, Maria, Sfânta Maria, spunea Gabriela de Victoria, dar eu spun așa: astăzi, din Crăciunul, ești chiar venerată și tu, purtând acest nume Sfânt de Maria, în seara de Crăciun. Urăm la mulți ani tuturor românilor noștri care acum te privesc. Noi vă dorim audiție plăcută! Lângă voi trăiesc un bar.
să fim împreună seara de Crăciun. Este tot ce îmi doream mai mult acum. Sunt gânduri ce se întorc, sunt vise ce revin din ceruri ninge al și curat și cald și și